Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu un nou proiect, o nouă idee croșetată. Două căciuli groase, călduroase, spectaculoase ca și model, așa spun eu. Mie îmi place, de fapt, de fiecare dată când spun lucrul acesta. Sper că nu v-am plictisit, dar într-adevăr îmi plac foarte, foarte mult. Acum, să vă spun diferența dintre cele două căciuli. Aici am lucrat cu Merino Gold 200, care este 49% lână și 51% acrilic, și cu o croșetă numărul 5. Fir pe care îl găsiți la www.firdetricotatpovesti.ro. Este o căciulă perfectă pentru un adult, cu o circumferință a capului între 50 și 55, hai, 51-55. Depinde fiecare cum vrea să facă căciula. Aceasta vine prinsă pe cap, după cum ați văzut în poze, de fapt. Circumferința capului, cu tot cu perucă, a manechinului meu, deci e de 54 de cm și, după cum vedeți, se așează foarte bine. De aceea am zis că și la 52, dar este destul de întinsă. Poate o vreți, nu știu, trebuie probat. Deci faceți până vă potriviți pe măsura pentru care aveți voi nevoie. Modelul este spectaculos. Iese căciula, deși pare că are orificii pe aici, este groasă, ține de cald. Deci este perfectă pentru perioada care urmează. Deci aici, repet, Merino Gold 200 cu croșetă numărul 5. Prima dată am testat, am făcut pentru o fetiță. Aici am lucrat cu un fir tare plăcut, deși este doar acrilic, cartopul Baby One. E un fir anti-peeling, adică nu se scămâșează la spălări repetate și este tare fin. Îmi place tare, tare mult. Mai am o căciulă făcută cu firul acesta. Puteți lucra orice și pentru un adult, de ce nu? Arată foarte bine, firul este lucios, zici că e mercerizat. Așa, și eu, dacă n-aș fi știut, aș fi zis că are bumbac în compoziție. Dacă n-aș fi văzut pe etichetă că e 100% acrilic. Da. Aici recomanda se croșeta cu croșetă 2,5, eu am lucrat cu 4, pentru că este modelul acesta cu piciorușe duble luate prin față și prin spate, și dacă aș fi lucrat cu croșetă numărul 2, ar fi ieșit țeapă în căciulița, ceea ce nu ne-am fi dorit. Și pe acesta, și cartopul Baby One, găsiți pe firdetricotatpovesti.ro. Se poate adapta foarte ușor pentru orice mărime din numărul secvențelor. Deci eu am făcut căciulile cu 8 secvențe și pe aceasta și pe aceasta. Doar croșeta și firul sunt diferite. Ia să văd până în păr, să vedeți cam care e diferența la... Uitați! Cam asta este diferența între măsuri, deci dată doar de grosimea firului. De aceea, când întreabă cineva pe câte secvențe pot eu să încep, păi nu știu. Uitați, aceleași secvențe am făcut și aici și aici. Aici e pentru o fetiță de 4-5 ani și ori, aici e pentru un adult, care e măsură mai mare. Da? De aceea trebuie probat. Deci, în funcție de câte piciorușe scurte porniți aici, eu am pornit pe 8 secvențe de acestea am avut. Dacă porniți pe 10, va ieși mai largă, chiar cu același fir. Dacă porniți pe 6, va ieși mai mică. Uitați, cu 2 secvențe și cu 6 secvențe și cu 2 șiruri, cu 2 rânduri, iese o căciuliță de bebeluș. Deci, încercați, testați modelul până îl pricepe și apoi adaptați la mărimea pentru care aveți nevoie, măsura pentru care aveți nevoie. Mulțumesc din tot sufletelul că lucrați alături de mine. Mai am multe surprize în plan. Rămâneți aproape. Dați click pe abonare eventual. În felul acesta, și dacă dați și pe clopoțel, veți fi anunțați când voi veni eu cu un nou tutorial, cu o nouă idee. Aștept să intrați și la concursul pentru cei 100.000 de abonați. Nu mai am mult până acolo. Și dacă faceți parte dintre abonați, este singura condiție să fiți abonați și să vă înscrieți. Atunci voi avea un concurs, pentru că voi primi butonul de la YouTube și abia aștept momentul. Haideți să pornim să facem frumoasele căciulițe. Frumoasă căciuliță, frumoasele, depinde acum dacă faceți mai multe. Eu am făcut deja 2 și voi mai face, pentru că se lucrează foarte repede. E o căciulă în care în 3 ore este gata. Și se merită, pentru că căciulile, deși par că-s găurite, vedeți? Așa, în momentul când îmbracă capul, ele țin de cald, să călduroase, sunt groase. Pentru cine dorește, poate să-i atașeze și moasa, eu nu cred că este nevoie. Spectaculos, foarte, foarte frumos modelul, îl ador.
haide să pornim la lucru. Deci, exact așa cum v-am spus, firul este mai gros, croșeta mai mare, voi porni exact la fel ca și la căciulița albă. Pornim pe cercul magic, deci prindem firul, dăm după degete, agățăm firul și facem un prim ochi și fixăm. În jurul cercului magic voi face 8 piciorușe scurte sau piciorușe mici, cum se mai spune. Deci 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, strângem cercul și în primul ochi de lanț aici prindem cu piciorul alunecat. Am terminat un prim rând. Acum 1, 2 ochiuri de lanț și vom face în deasupra fiecărui picioruș scurt de pe rândul anterior câte 2 piciorușe duble. În total, la sfârșitul celui de-al doilea rând, vom avea 16 piciorușe duble. Un aspect important la tipul ăsta de căciuliță, cele 2 ochiuri de lanț de la fiecare început de rând nu se iau în calcul, da? Pe acestea nu le numărăm. Ele se vor ascunde undeva pe dos, veți vedea. Deci am 1, 2, deasupra următorului. 1, 2, deasupra următorului. 1, 2, în același loc. Da? Și în total vor fi 16. Am făcut cele 16 piciorușe duble, mai puțin, m-am spus, cele 2 ochiuri de lanț nu le luăm în calcul și exact deasupra celui de-al doilea picioruș. Aici prindem cu piciorușul alunecat. Și am încheiat rândul 2. La rândul 3, 2 ochiuri de lanț și vom face 2 piciorușe în primul, 1 singur picioruș în al doilea, deasupra celui de al doilea, deasupra celui de al treilea, 2 piciorușe, deasupra următorului 1 singur. Și așa facem alternativ până la sfârșitul rândului. Deci dacă pe rândul 2 am avut, deci am avut 8, 16, aici vom avea 24 de piciorușe duble, mai puțin, deci cele 2 ochiuri de lanț nu le numărăm. Deci alternativ, 2, 1, 2, 1, 2, 1, până la final. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului și după cum știți, am început cu, deci facem abstracție de cele 2 ochiuri de lanț. Am început cu 2, deci cu o mulțire, cu 2 în același loc, vom încheia rândul cu una singură, da? Un singur picioruș. Trebuie să numărăm piciorușele și cu siguranță trebuie să avem 24. Închidem cu piciorul alunecat și de la rândul următor începem modelul. Bun, 2 ochiuri de lanț de care am zis că vom face abstracție și vom face piciorușe duble luate pe dedesubt prin față. Deci, prin față pe dedesubt. Aici facem 2 pe sub primul picioruș. Deci, un picioruș dublu luat pe dedesubt și încă o dată în același loc. Acum, la următoarele 2, luăm doar pe câte unul singur, pe sub câte unul singur. 1 și la următorul încă 1. Deci, mai arătăm o dată mai de aproape. Deci, pe sub următorul, deci luăm o dată
piciorul dublu, încă o dată, tot pe sub același. Și la următoarele două, dar o dată. Și la următorul încă o dată. Deci o mulțire. Deci o dată două, o dată de două ori câte unul, iar două, iar câte unul, da? Așa facem până la sfârșitul rândului. În total, deci avem 24 și cu încă 8, 32 de astfel de piciorușe. De aici încolo vom lucra piciorușe luate pe dedesubt, care va da frumusețea aceasta de model. Care vor da. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului, deci a făcut două mulțiri, două singure, două mulțiri, două singure. Aici avem două mulțiri, deci ne mai trebuie încă două piciorușe singurele. Unu și încă unu. Facem abstracție de cele două ochiuri de lanț de început, aceste de aici. Deci ne facem că nu le vedem. Și unim cu piciorușul alunecat deasupra primului picioruș. Bun. Lucrul se deformează, se țuguie. Noi îl așezăm, da? Tragem și așezăm ca să se vadă frumos. Uitați. Va fi o splendoare de căciulă. Bun. La rândul următor, cele două ochiuri de lanț de început de care facem abstracție și cum vom lucra în continuare. Deci, câte un picioruș dublu pe sub cele două piciorușe care sunt înmulțite, câte unul și pe rând. Deci, unu și încă unu. Deci, cele două piciorușe care au fost înmulțite anterior. Două ochiuri de lanț. Și încă două piciorușe, celelalte, pe sub celelalte două piciorușe, care au fost singure. Și în felul acesta am terminat o secvență. Vom avea 8 astfel de secvențe. Da? Deci, am două piciorușe duble pe sub cele două care sunt înmulțite, două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble pe sub cele singure. Repetăm. Două piciorușe duble pe sub cele care au fost înmulțite în același loc, făcute pe rândul anterior. Pardon, mi sună telefonul dincolo și de aia. Deci, unu și pe sub celălalt. Două ochiuri de lanț și pe sub cele două care sunt singure. Și astfel am terminat și a doua secvență. Practic, avem, uitați, da? Am pornit cu două, două ochiuri de lanț, patru, două ochiuri de lanț, aici vor fi iar patru. Deci, o secvență, dar din astea, din partea asta e alcătuită. Două piciorușe duble pe sub cele două care sunt înmulțite, două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble pe sub cele care sunt singurele. Continuăm. Mă duc să răspund la telefon. Și am lucrat aproape până la sfârșitul rândului și, după cum vedeți, mai am o secvență de pe rândul anterior. Deci, o înmulțire și două piciorușe singure. Facem exact la fel. Deci, două piciorușe pe sub cele două care au fost înmulțite pe rândul anterior, două ochiuri de lanț, ce mai scris? Neîndemânatică. Întotdeauna sunt neîndemânatică la cameră. Așa, și încă două piciorușe pe sub cele care sunt singure. Închidem. Deci deducem deasupra piciorușului. Aici și unim cu picioruș alunecat. Și uitați cum arată după acest rând. Deci vedeți, practic, ele zgrupate câte patru. Da? Câte patru. Acesta se va duce spre în spate. Veți vedea. Deci cele două ochiuri de lanț. Se va vedea bine pe lucru la final. La rândul următor, cele două ochiuri de lanț de început de care facem abstracție, cum facem? Deci, picioruș dublu pe sub piciorușele de pe rândul anterior, și aici, în dreptul celor două ochiuri de lanț, facem două ochiuri de lanț, picioruș scurt
două ochiuri de lanț. Și cele patru piciorușe duble, dar luate prin față, pe dedesubt. Am spus că acesta va fi punctul de lucru până la final. Deci toate cele patru. Două, al treilea și al patrulea. În dreptul celor două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț. Continuăm cu cele patru. Și așa până la sfârșitul rândului. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Deci am ajuns la ultima secvență. Deci facem două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț și trebuie să încheiem și secvența aceasta. Deci cu încă două piciorușe duble luate pe dedesubt. Și ne ducem deasupra piciorușului duplu și încheiem cu picioruș alunecat. Facem abstracție de cele două ochiuri de lanț. După cum vedeți, avem deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astfel de secvențe pentru că am pornit pe 8 piciorușe scurte. Dacă porniți, lucrați cu fir mai subțire și porniți pe 10 piciorușe scurte, veți avea 10 astfel de secvențe. Bun, la rândul următor, cele două ochiuri de lanț de început de care nu ținem cont, facem piciorușe duble luate prin față pe sub cele de pe rândul anterior, 1, 2, și aici, unde avem cele două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț, vom face puncte puf. Un ochi de lanț, dăm după croșetă, te ducem deasupra piciorușului scurt și scoatem o dată, dăm după croșetă, scoatem a doua oară și facem piciorușul lung, așa ca să ne iasă punctul puf frumos a doua oară, dăm după croșetă a treia oară, dăm după croșetă a patra oară. Deci de patru ori punctul puf, la punctul puf. Da? Și acum vom scoate prin toate. Ochiul de lanț de închidere a punctului puf, încă un ochi de lanț, dăm după croșetă și mai facem un punct puf aici. Deci, o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Și acum scoatem prin toate ochiul de lanț care închide punctul puf și încă un ochi de lanț. Și acum continuăm cu cele patru piciorușe duble luate prin față pe dedesubt. 1, al doilea, al treilea, al patrulea. Uitați, va ieși o frumusețe. Așa, continuăm. Deci, ochi de lanț deasupra piciorușului scurt de pe rândul anterior, punct puf. Deci, o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Scoatem prin toate, închidem punctul puf, ochi de lanț. Încă un punct puf. O dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Acum scoatem prin toate, închidem punctul puf, ochi de lanț. Și așa continuăm până la sfârșitul rândului. Va fi foarte ușor de aici încolo. Continuăm. Și am făcut cele 8 secvențe. Mai am doar piciorușele de la final. Deci am făcut punctele puf. Eu am pornit, am doar două piciorușe, deci mai trebuie cu ultimele două acestea. Deci așa vom încheia fiecare rând. Și piciorușa alunecat deasupra piciorușului. Și în felul acesta, vedeți că sunt evidente piciorușele luate pe dedesubt. Pun ochiurile de lanț, se văd mai evidente pe dos.
Bun. De aici încolo, deci vom face 4 astfel de rânduri. Deci 1, 2, 3, 4, da? Avem puncte puf. Deci vom repeta. Primul este gata. Al doilea, al treilea și al patrulea vom face exact la fel. De fapt, ca și la primul. Deci piciorușe duple luate pe dedesubt, bineînțeles, pentru că așa am zis că vor fi toate de aici încolo. Ochi de lanț și facem punctul puf exact pe mijlocul celor două de pe rândul anterior, punctele puf. Deci aici, pe sub ochiul de lanț. Deci 1, 2, 3, 4, scoatem prin toate, ochiul de lanț de fixare a punctului puf, încă un ochi de lanț. Al doilea punct puf. Unu, două, trei, patru, scoatem prin toate, ochiul de lanț de fixare și încă un ochi de lanț. Și acum continuăm cu cele 4 piciorușe duple luate pe dedesubt prin față. Unu, al doilea, al treilea, al patrulea. Ochi de lanț și continuăm cu punctul puf, cu cele două puncte puf făcute pe mijloc. Și astfel, deci acesta e rândul 2, 3 și 4, exact la fel. Și am terminat, dragii mei, cele 4 ture, 4 rânduri cu puncte puf. Am unit cu piciorul și alunecat. Deci am încheiat o primă tură de lucru. Cum facem trecerea la a doua? Că vedeți, se bifurcă, da? Se împart altfel piciorușele acestea. E foarte ușor. Deci, două ochiuri de lanț, acele de început care n-au legătură. Primele două piciorușe le facem ca și până acum, pe dedesubt prin față, că așa am zis că le vom face pe toate. Acum, două ochiuri de lanț, picioruș scurt aici, în mijloc, două ochiuri de lanț și trecem la secvența următoare. Deci facem cele două piciorușe duble aici, pe dedesubt, două ochiuri de lanț și următoarele două. Deci separăm, pentru că vom face punctele puf pe mijloc aici. Și celelalte două. Acum am ajuns în dreptul punctelor puf, două ochiuri de lanț, picioruș scurt între cele două puncte puf, două ochiuri de lanț, trecem la secvența următoare. Deci primele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și următoarele două. Luate, bineînțeles, pe dedesubt. Două ochiuri de lanț, picioruș scurt între piciorușele de pe rândul anterior și vedeți că căciula deja capătă formă. Da? Două ochiuri de lanț și continuăm. Două piciorușe duble, luate prin față, două ochiuri de lanț și astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Am făcut cele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt între cele două puncte puf și încheiem cu ultimele două piciorușe duble, luate pe dedesubt prin față. Și cum am făcut între toate, la toate grupele, încheiem cu două ochiuri de lanț, pentru că și aici avem nevoie între grupe, și încheiem cu piciorușa alunecat. Verificăm dacă am făcut cele două ochiuri de lanț între toate grupele, exact pe mijlocul celor patru, pentru că se poate întâmpla, mi s-a întâmplat la căciulița anterioară, să nu fiu atentă și e păcat să vă dați seama la rândul următor. Deci am la toate cele 8. Bun. La rândul următor
cele două ochiuri de lanț de început. Și acum, picioruș dublu pe sub cel de pe rândul anterior și aici la fel. Deci am cele două piciorușe duple. Acum vom face trecerea cu doar cu două ochiuri de lanț și trecem la secvența următoare. Deci picioruș dublu, picioruș dublu și aici punem baza pentru punctele puf. Cum facem? Două ochiuri de lanț, piciorul scurt pe sub ochiuri de lanț, cum am făcut și la început. Și încă două ochiuri de lanț. Continuăm. Cele două piciorușe duble luate prin față, pe dedesubt. Trecerea în partea astralta o facem cu două ochiuri de lanț și trecem la secvența următoare. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Da? Am ajuns în dreptul ochiurilor de lanț. Aici facem două ochiuri de lanț, piciorul scurt, două ochiuri de lanț. Continuăm. Până la sfârșitul rândului. Foarte, foarte ușor. Și de la rândul următor nici nu trebuie să vă mai arăt. Continuăm. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Am ajuns în dreptul ultimilor două ochiuri de lanț și aici facem la fel, deci două ochiuri de lanț, piciorul scurt, două ochiuri de lanț și unim cu piciorul alunecat. Pentru că ne trebuiesc 8 astfel de secvențe și dacă le numărați, 8 sunt. Bun, mai departe, nu scrie în carte, vă arăt eu. Așa, cum continuăm? Ne ducem pe sub piciorușele duble de pe rândul anterior, deci 1, 2, acum trecem pe partea astralaltă și îl facem pe al treilea și pe al patrulea și am ajuns în dreptul piciorușului scurt încadrat de câte două ochiuri de lanț pe o parte și pe cealaltă și aici vom face punctul puf. Un ochi de lanț și facem punctul puf. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Scoatem prin toate, ochi de lanț de fixare și încă un ochi de lanț. 1, 2, 3, 4, scoatem prin toate, ochi de lanț de fixare și încă un ochi de lanț. Și acum, cele patru piciorușe duble. 1, 2 sunt pe partea dreaptă a punctului puf de pe tura anterioară și acum încă două pe partea stângă. 1 și încă 1. Ochi de lanț. Și continuăm pentru că se repetă. De aici încolo repetăm exact cum am făcut și anterior. 4 astfel de ture cu punctul puf. Da? Ele se vor grupa, se vor strânge foarte frumos, veți vedea. Apoi, în funcție de cât de lungă vreți căciula, în funcție și de cât de subțire este firul, că dacă lucrați cu un fir mai subțire și aveți, bineînțeles, mai multe secvențe, poate aveți nevoie să lucrați 3, 4 ture. Aici eu am lucrat 1, 2, 3. Dacă mi-ajunge firul și la asta aș vrea să lucrez tot 3. Nu știu, să vedem. În funcție de cum mi-ajunge firul. De aici încolo totul se repetă. Continuăm. Și am făcut, dragilor, după cum vedeți, de 3 ori. Deci am făcut 3 secvențe. Și am făcut trecerea exact cum v-am arătat aici. Exact la fel am făcut trecerea și în partea astălaltă. Și se potrivește cu partea de la început. Grijă mare cu cele două ochiuri de lanț de la început. Trebuie să respectați doar modelul. În rest este foarte, foarte simplu. Sper că nu deranjează foarte mult lumina asta care bate. Și acum ne pregătim să încheiem, adică eu mă voi pregăti să închei, fac parte de final, două ochiuri de lanț, ca de obicei, de care facem abstracție. În rest, nu uităm de niciun picioruș, deci respectăm pașii, respectăm modelul. Aici facem ca și dățile anterioare, două ochiuri de lanț, picioruș scurt
pe mijloc, între bucle, două piuri de lanț și facem cele patru, toate patru. Nu mai facem secvențe de model. Deci dacă am fi făcut secvențe de model, făceam două piciorușe duble, luate prin față, pe dedesubt, făceam două ochiuri de lanț și continuăm. Dar, pentru că mă pregătesc de încheiere, le fac pe toate patru. Sau în funcție de cu ce fir lucrați. Dacă lucrați cu un fir mai subțire, poate faceți patru ture. Și atunci trecerea se face exact ca la fiecare secvență. Cum am făcut trecerea anterior, așa se face de fiecare dată. Două ochiuri de lanț, picioruș scurt în mijloc, două ochiuri de lanț și continuăm până la sfârșitul rândului. Și am ajuns la sfârșitul rândului, unim cu picioruș alunecat, două ochiuri de lanț, acele pe care le ignorăm, le facem doar pentru trecere, dar nu lucrăm pe ele. Facem piciorușele de la acestea patru, la grupele de patru piciorușe, bine că aici am pornit cu două, le facem normal ca și până acum. Și acum, dacă vreți, măsurați căciula, dacă vi se pare că este largă, este lejeră, pentru cine vreți să lucrați, poate lucrați pentru o fetiță și vi se pare că este prea lejeră aici, în margine, să nu cadă de pe cap, atunci, aici, dăm după croșetă, facem piciorușe duble reduse, 1, pe sub ochiurile de lanț și trecem și pe partea cealaltă picioruș dublu redus. Și continuăm cu cele patru. Dar, pentru că mie mi s-ar strânge dacă aș face așa și nu am nevoie, pentru că fac pentru un adult, deci dăm după croșetă, fac pe sub ochiurile de lanț un picioruș dublu redus. Aici, unde am făcut piciorușul scurt, pe sub el, fac picioruș dublu luat prin față, pe sub ochiurile de lanț, picioruș dublu redus. Nu, da, va fi greu pentru toată lumea ca să înțeleagă asta, deci voi face picioruș dublu, deci dăm după croșetă și fac picioruș dublu redus și aici. Da? Ca să nu mai încurc, iese aproximativ la fel. Deci, aici, pentru că e partea înaltă, fac piciorușe duble reduse. Deci dăm după croșetă și pe sub ochiurile de lanț, dacă nu mi-ar agăța croșeta, ce bine ar fi. Bun, acum urmează cele patru. Haideți că vă mai arăt toate. Aici, deci piciorul dublu luat prin față, ca și până acum. Nu lucrat nici mai strâns, nici mai larg. Totul e din numărul de piciorușe reduceți, dacă vi se pare că e prea larg. Deci 3 și al patrulea. Și aici, deci cum am spus, facem piciorușe duble reduse, pentru că e partea înaltă. Deci, dăm după croșetă pe sub ochiurile de lanț un picioruș dublu redus, pe sub ochiul scurt, piciorușul scurt de pe rândul anterior și fac tot un picioruș dublu redus, pe sub ochiurile de lanț, din nou, picioruș dublu redus. Și așa facem la fiecare trecere și în felul acesta nu se va strânge, va rămâne cu aceeași circumferință căciula. Și am ajuns la sfârșitul rândului, deci am făcut ultimele două piciorușe, unim ca de obicei cu piciorușul alunecat. Și voi mai face încă un rând, două ochiuri de lanț, de piciorușe duble luate prin față, de la un capăt la altul. Observați, făcând aici piciorușe duble reduse, aici piciorușe duble luate prin față, s-a egalizat, nu mai e ondulată marginea, da? Aici, uitați, la căciulița albă, am făcut doar câte unul. Da? Vedeți? Unul aici, unul aici. Doamne, ce finuță a ieșit și asta. Da? N-am mai făcut pe sub acesta, pentru că aici am făcut pentru o fetiță și ieșea mult prea largă. Da? Și am avut nevoie să strâng un pic. De ce am spus că faceți și desfaceți până vă iese cum vă place. O frumusețe, o finețe. Iar acesta e gros, mai gros decât acela. Bun. Bine, pentru că firul e mai gros și croșeta cu care am lucrat mai mare, normal. Și aici avem 3, deci facem pe sub fiecare. Un rând sau două de acestea, cum vă place. Văd și eu cum se așează, dacă e suficient, las un rând. Dacă nu, mai fac încă unul. Vedeți așa, sar pe sub el, da, era corect. Da, piciorușe duble, de la un capăt la altul.
în fiecare moment puteți proba căciula, trageți pe cap sau puneți pe cap persoane pentru care lucrați. Sau... Trebuie probat ca să vă puteți da seama dacă aveți nevoie de 3 aici deasupra acesteia sau de 2, cum am avut eu nevoie la căciulița asta, la alta albă. Da? Pentru că n-am vrut să strâng aici lucrând pentru un adult, aici am lucrat pentru un copilaș. Continuăm. Deci, ori nu mai e rândul acesta sau mai facem încă un rând. Nu știu dacă voi mai face un rând, voi proba și voi vedea. Dar oricum, rândul acesta și încă un rând dacă mai lucrați, doar cu piciorușe duble prin față, exact cum am făcut anterior. Punctul de bază, de fapt, al căciului. Și am terminat, dragilor. Deci, căciula aceasta lucrată cu Merino Gold 200, cu croșetă numărul 5, dintr-o 100 de grame, mi-a mai rămas, cred că pentru două rânduri, dacă ar mai fi fost, deci mi-a ajuns la fix, e acrilic și lână, nu amestec, 51% acrilic, 49% lână, aproape jumate-jumate, o căciulă groasă, perfectă pentru un adult. Deci, mărimea căciulii, o adaptați din grosimea croșetei. Eu dacă aș fi lucrat cu o croșetă, deci aici am lucrat cu 5, dacă lucram croșetă 6, ieșea un pic mai mare. Bun. Aici am lucrat cu croșetă 4. Deci, haideți să vă arăt în care e diferența. Deci aici lărgimea căciulii este, deci se duce, lasă așa să o așez un picuț. Deci 25 de centimetri. Iar la astălaltă mai mică am 22 de centimetri, da? Deci doar din croșetă, croșetă și fir. Uitați cam care e diferență. S-o pun și la înălțime. Uitați, asta este diferența dată de croșetă, de mărimea croșetei și de grosimea firului. În rest este lucrat exact la fel. Doar aici am făcut un rând în plus la terminație. În rest este exact la fel. Trebuie să probați până vă iese. Dacă vreți să faceți pentru un bebeluș, faceți doar cu două secvențe și, bineînțeles, porniți cu mai puțin. Deci eu am pornit cu 8 secvențe, puteți porni doar cu 6. Și atunci va ieși, uitați, așa și atât. Uitați, pentru un bebeluș. Dar trebuie să testați. Eu sper că v-a plăcut ideea mea. Sper că v-a plăcut, vă plac aceste două căciulițe frumoase. În 3 ore maxim o astfel de căciulă este gata, de aceea v-am zis că nu e mare lucru dacă faceți și desfaceți până vă iese, pentru că se lucrează foarte repede. Sper să văd cât mai multe căciulițe de acest gen. Vă îmbrățișez cu tot dragul. Vă pup, dragilor! La revedere!